Bună seara! Numele meu este Gabriel Lazar și numele companiei Ascendia. Vă urez bine ați venit la întâlnirea de marți cu Livresc. E o întâlnire surprinzătoare pentru mine, vă spun sincer, fiindcă în momentul în care am văzut că sunt peste 200 de persoane care au completat formularul de înscriere, m-am mirat. Mă bucur însă foarte mult că sunteți interesați să aflați cât mai multe despre Livresc. Nu or să vină chiar 200, sunt convins, dar dacă suntem peste 100, deja mă simt foarte bine. Cu atât mai mult cu cât lucrul acesta se întâmplă de acum la 35-a ediție acestei întâlniri, acestui seminar, înseamnă că putem să le ținem în continuare. Săptămâna aceasta avem o premieră legată de seminarul Livresc. Va fi primul seminar și în limba engleză, destinat, bineînțeles, utilizatorilor din afara României. E drept că majoritatea celor care s-au înscris până acum acolo sunt tot de pe la noi. Invit să vină mai bine la cele în limba română ca să discutăm mai simplu, mai ușor. Tema de astăzi mă gândeam că o să fie interesantă pentru mulți, nu mă așteptam să fie chiar atât de interesantă. O să o abordez imediat, dar, ca de obicei, o să încep cu întrebarea zilei. Întrebare care astăzi vine de la doamna Cristina Negru. Este o întrebare, eu am pus-o aici ca întrebarea zilei, fiindcă vă spun sincer că m-a umplut așa cumva de bucurie și îmi dă posibilitatea să povestesc despre Livresc. Întrebarea este: care a fost motivul pentru care ați creat această platformă? Da, este interesant de discutat ce ne-a făcut să creăm această platformă. Ascendia este o companie care lucrează în domeniul e-learning-ului de mai mult de 14 ani și este o companie care a realizat manuale digitale și realizează foarte multe lecții interactive, în special pentru companii, ce-i drept. Însă, după numeroase participări la licitațiile pentru manuale și mai ales după foarte multe deziluzii legate de modul în care arată manualele care au câștigat licitațiile, ne-am gândit că, de fapt, soluția trebuie căutată în altă parte. Nu este prima oară când noi, ca țară, ne-am aruncat într-o chestiune de altfel extrem de bună, pozitivă, cum este cea a manualelor digitale, fără să pregătim niciun fel teren. Ne-am apucat să facem manuale digitale fără să știm ce sunt acelea și, bineînțeles, că pe piață au apărut o serie întreagă de manuale digitale, la unele îmi permit să pun chiar ghilimele, manuale ce aveau legătură cu interactivitatea mai pe aici, pe acolo, adică mai luau o bucățică din textul din PDF, mai făceau un test, mai puneau un filmuleț de undeva, de o calitate uneori îndoielnică. La unele manuale, paginile se derulau într-un fel, altele în alt fel, unele semănau cu manualul, altele nu prea. Și ne-am gândit că această problemă se datorează și faptului că se investesc foarte mulți bani în realizarea efectivă a părții digitale. Într-adevăr, în momentul în care ești o editură și realizezi un manual, participi la o licitație, trebuie să te gândești în primul rând la costuri, fiindcă ești o companie și asta este. Mai ales că unul dintre indicatorii de bază în licitație, știți, este prețul. Și atunci, ca să poți să ai un preț cât mai mic, ce faci?
dai cât mai puțin bani pe partea de digital. Nu mai vorbim de partea de conținut. Ori un manual digital care se respectă, un manual interactiv, ar trebui să aloce sume cât mai mari, tocmai pentru elementele de conținut. Imagini, filme, animații, și acestea costă. Așa că ne-am gândit să facem un instrument care să vină, în primul rând, în sprijinul editurilor, astfel încât ele să poată să-și realizeze la costuri cu mult, mult mai mici manualele digitale, alocând sumele astfel disponibilizate în direcția conținutului. Pe de altă parte, folosirea unei asemenea platforme ar fi dus cumva și la o standardizare în domeniu, adică manualele ar fi avut pe undeva elemente de același tip care ar fi fost identificate mai ușor de către copii, de către profesori. Știți că lucrurile însă nu evoluează întotdeauna în direcția pe care o gândești, a venit pandemia. Bineînțeles că în planul inițial o componentă importantă era legată și de profesori, încă ne gândeam să oferim posibilitatea profesorilor să-și realizeze propriile lecții, însă nu anticipau în niciun caz un succes deosebit al platformei în rândul acestora, fiindcă trebuie să recunoaștem că înainte de pandemie erau foarte puțini profesori care se ocupau de partea aceasta digitală, erau interesați de realizarea de lecții interactive. A venit însă pandemia, profesorii s-au trezit dintr-o dată puși în fața unei situații de totul sau nimic, adică te apuci să faci ceva sau mai bine nu. Mulți au început să învețe și să lucreze, au descoperit zona aceasta digitală. Atunci ne-am gândit că ar fi o bună oportunitate să oferim profesorilor gratuit această platformă și am ajuns unde suntem astăzi. Avem foarte mulți utilizatori și vă mulțumim pentru acest lucru. Avem o bibliotecă virtuală în continuă creștere și sper ca această creștere să se accelereze în perioada următoare. Așa, acestea au fost motivele pentru care am creat platforma. Am lucrat mult pentru partea de pregătire, de planificare, de proiectare. Am citit multă literatură, am stat de vorbă cu profesori, am trimis chestionare, am avut colaboratori și din zona universitară. E un efort și uman și material foarte mare, care s-a întins pe mai mult de 4 ani de zile. Efort care continuă în momentul de față, fiindcă platforma se dezvoltă mai mult sau mai puțin vizibil, însă se dezvoltă în continuare. Avem în permanență un grup de băieți foarte bine pregătiți în domeniul IT care lucrează la platformă. Ați constatat că din când în când mai au apărut mici probleme, uneori au fost mai mari, în dorința lor de a dezvolta au mai stricat câte ceva, fiindcă platforma în momentul de față este foarte extinsă, foarte stufoasă, dar încet, încet o facem să fie cât mai stabilă. În continuare așteptăm feedback-ul dumneavoastră, ori de câte ori aveți probleme, nu ezitați să ne scrieți și vom încerca să le rezolvăm cât se poate de repede. Acum să discutăm despre subiectul din această seară, despre acele certificate de creator de software educațional. Și am parcurs înainte de seminar întrebările pe care le-ați pus în formularul de înscriere și am văzut că pentru foarte mulți nu este clar
ce înseamnă acest creator de software educațional, orice persoană care realizează o lecție livresc este un creator de software educațional. De ce? Fiindcă o lecție livresc este de fapt un software. Este un program, cu ghilimele, este o aplicație scrisă în limbajul HTML, este o pagină de internet, este un website, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Însă face parte din categoria software-ului. Fără să folosiți nicio comandă în acest sens, nicio linie de comandă în HTML, însă ceea ce am făcut noi a fost să traducem într-o formă grafică foarte accesibilă funcțiile pe care dumneavoastră să le puteți utiliza. O lecție exact ca cea pe care o faceți cu ajutorul Livres poate fi realizată relativ ușor de către orice web designer. Orice programator care se ocupă de web design, care face site-uri, cum se spune, poate să realizeze folosind limbajele pe care el le știe, PHP, HTML și așa mai departe, ceea ce faceți și dumneavoastră cu ajutorul Livresc. Numai că el folosește alte instrumente, uneori folosește și direct programarea cu linii de cod. Dumneavoastră aveți niște instrumente cu ajutorul cărora traduceți niște activități, niște acțiuni în liniile de cod respective. Așa că în momentul în care realizați o astfel de lecție, sunteți deja un creator de software educațional. Am mai avut discuția aceasta de mai multe ori. Nu este nevoie să știu HTML ca să pot să realizez un astfel de software. Bun. Sper că lucrul ăsta l-am lămurit. Haideți să vedem acum partea cu certificatele. Ne-am gândit noi ca să, inițial, să dăm un credit celor care realizează lecții, care sunt corecte din punct de vedere tehnic. Și de aceea noi am propus, cum vreți să-i spuneți, niște criterii pe care să le îndeplinească o lecție pentru a fi validată din punctul nostru de vedere tehnic. Criteriile respective pot fi considerate arbitrare. Am spus, domnule, trebuie să aibă cel puțin 5 imagini introduse, cel puțin 3 elemente interactive și așa mai departe. De ce am pus 3 și n-am pus 4? Așa am discutat între noi și ne-am gândit că ar fi rezonabil pentru o lecție. Fiindcă noi nu urmărim în partea aceasta decât, repet, parte tehnică. După aceea, conținutul efectiv, asta este la atitudinea fiecărui profesor în parte, bineînțeles. Inițial am pus, obții certificatul, asta este. Și au mai fost solicitări pe care le-am refuzat la momentul respectiv, spunând că ați obținut deja un certificat. Asta este. După care ne-am gândit că putem să combinăm această solicitare venită din partea dumneavoastră cu o altă problemă pe care o aveam de rezolvat. Cum procedăm cu prelungirea licențelor pe care le folosiți în momentul de față, licențele academice. Și cumva soluția a venit aproape de la sine. Foarte curând vom avea două versiuni ale platformei Livresc. O versiune pro și o versiune demo. Versiunea Pro este o versiune completă, versiunea Demo sau Light va fi o versiune cu unele limitări. De exemplu, una dintre limitări este că nu o să puteți avea în același, la un moment dat, mai mult de 5 proiecte în,
în organizator. Vor mai fi și unele și alte limitări legate de memoria avută la dispoziție. Această versiune light ar fi accesibilă absolut tuturor cadrelor didactice, gratuit, în continuare. Ce facem cu cei care vor versiunea Pro? Sau mai bine zis, cui acordăm și o licență Pro? Răspunsul este celor care fac ceva și pentru ceilalți, fiindcă noi, Ascendia, facem indiscutabil ceva pentru toată lumea. Atunci ne-am gândit că și profesorii care beneficiază de licență, care vor să beneficieze de licența Pro, ar putea să realizeze ceva pentru colegi. Și atunci, situația va fi următoarea. Oricine are un certificat de creator de software educațional primește automat o licență Pro. Dacă în anul următor dorește să-și reînnoiască licența Pro, trebuie să obțină un nou certificat de creator de software educațional. Altfel spus, trebuie să facă alte trei lecții care să fie în zona publică a bibliotecii. Și în felul acesta, prețul cu ghilimele pe care îl plătește un profesor pentru o licență Pro o să fie de 3 lecții pe an publicate în zona publică a bibliotecii. Cred eu că e un târg cinstit pentru toată lumea. Nu solicităm bani pentru aceasta. Solicităm doar să realizați cât mai multe lecții în bibliotecă. Bineînțeles că avem și noi un interes, suntem companie comercială până la urmă. Interesul nostru este ca să fie cât mai mulți utilizatori, cât mai multe lecții, fiindcă în felul acesta platforma devine cât mai vizibilă și potențial putem să obținem banii pentru întreținerea ei din afară, nu de la dumneavoastră, de la profesor. O să mai discutăm subiectul acesta, dar deocamdată acestea sunt informațiile. În ceea ce privește modul în care se realizează o lecție pentru obținerea certificatului, aici în continuare, din păcate, evaluez foarte, foarte multe lecții ale unor profesori care nici măcar nu au citit regulamentul acela sau nu au idee despre cum se lucrează, dar vor certificatul. Avem foarte multe tutoriale în YouTube în momentul de față. Avem tutoriale care arată cum se face o lecție livresc, avem tutoriale care arată cum se folosesc diferitele tipuri de resurse. Avem chiar și un alt seminar în care am discutat despre obținerea acestui certificat. Rugămintea mea este, unul, cei care sunt mai noi să studieze un pic înainte regulamentul și modul în care se lucrează cu platforma, iar ceilalți verificați cu atenție lecțiile înainte de a le trimite. Ar fi o economie de timp și pentru mine și pentru dumneavoastră, fiindcă vă trimit lecția înapoi, dumneavoastră poate nu primiți mail-ul, nu-l vedeți la momentul respectiv, reveniți cu un alt mesaj, uneori suprascrierea nu o faceți cum trebuie și tot așa. Și asta înseamnă foarte mult timp, nu irosit, dar pierdut cu certitudine, dacă îmi permiteți să vă spun așa. Haideți să vedem un pic mai întâi unde ne documentăm cu privire la această diplomă. În site-ul livresc.com, mergeți la un tabul academic. În zona aceasta găsiți toate informațiile de care aveți nevoie și aici aveți informațiile despre acest certificat, această diplomă. Dacă dați click pentru detalii, o să vedeți câteva cuvinte despre ce trebuie să faceți și aveți chiar și un regulament.
Aveți aici informațiile privitoare la conținut. Este foarte clar. Diploma se acordă după acceptarea în biblioteca publică, livresc, ca cel puțin 3 lecții, care îndeplinesc următoarele condiții minimale. Și aici aveți 6 puncte. 6 puncte foarte clare. O lecție trebuie să conțină cel puțin 5 imagini. Trebuie să conțină cel puțin 3 elemente interactive din grupa. Galerie audio, video, acordeon, tab. Și aici putem să adăugăm și la partea și partea de aplicații din alte platforme și mai nou partea de etichete și cel puțin un chestionar cu 3 întrebări. Sunt foarte multe lecții care, din păcate, sau nu au 5 imagini, sau nu au 3 elemente interactive, sau nu au chestionar deloc. Are un cuprins corect și corect realizat și structurat. Unii au făcut cuprinsul, dar au ascuns bara să nu putem vedea cuprinsul. Proiectul are setată limba română în panelul proprietății. A fost un bug la un moment dat, s-a rezolvat, de acum puteți pune fără probleme acolo limba română. Diferitele elemente interactive au toate zonele de text completate și nu conțin texte implicite. Aici este cea mai mare problemă, cea mai dureroasă problemă. Extrem de multe lecții scapă, unele chiar deosebit de frumoase. Mi se rupe sufletul când trebuie să le întorc, fiindcă au uitat undeva un astfel de text implicit. Sunt lecții foarte stufoase, sunt unele care îmi iau peste 10 minute că evaluarea mă obligă să parcurg fiecare pas, fiecare chestionar și cât un colț mai găsesc, cât un text din acesta implicit. Textele implicite se pierd, se scapă de obicei pe bariere, se scapă în barele de titlu, prin chestionare, de foarte multe ori în galerie se uită câte o imagine implicită și așa mai departe. După aceea, o altă problemă avem cu zona de metadate. În zona de metadate trebuie să aveți imagine de titlu, nume, prenume, autori, astea de obicei sunt. Un text conținând informații despre disciplină, clase, clasă, obiective. Obiectivele astea de foarte multe ori nu sunt. Nu trebuie să fie mult. Frază, două fraze, ceva legat de obiectivele lecției, cuprinsul lecției trebuie să fie acolo, minim 5 cuvinte cheie legate de conținutul lecției. Da? Deci dacă sunt toate acestea, în regulament, vedeți, este o adresă de mail la care trebuie să trimiteți lecțiile respective și cu aceasta problema este rezolvată. Bun. Haideți să vedem care sunt problemele legate de lecția în sine. Pentru a vedea problemele legate de lecția în sine, o să merg în organizator. Colegii cu care am mai lucrat și cu care am parcurs cele 16 serii de curs de până acum, o să mă scuze, fiindcă folosesc exact exemplul pe care îl folosesc de obicei și la curs. Și anume, o să șterg aici acest proiect. Am un număr de 4 secțiuni pe care vreau să le asamblez sub forma unui proiect. Deci, am prezentat săptămâna trecută etapele realizării unei lecții. Nu o să mă ocup de toate aceste etape. O să discutăm doar despre ce trebuie să conțină o lecție pentru a fi validată pentru obținerea certificatului. Bun, îmi realizez un proiect nou, lecție certificat, ia să o redenumesc, lecție certificat. Ok, am redenumit-o, am deschis-o,
pun în ea secțiunile de care am nevoie, am apăsat butonul greșit, mi-am alunecat degetul, resurse, teste, îmi aleg secțiunile pe care le doresc, le inserez, am un pic răbdare, șterg secțiunea implicită, așez în ordine secțiunile, asta este tot, îmi aranjez asistenții dacă este cazul și ajung la zona de cuprins. V-am spus că lecția trebuie să aibă un cuprins. Semnele de carte pe care deja le-am pus în secțiuni le folosesc pentru cuprins. Nu o să las semn de carte, fiindcă asta este un text implicit. Le dau definiția circuitului electric, le dau niște nume. Aici am definiția curentului electric, nu sunt neapărat cele care mă interesează și aici am evaluare, da? Am pus niște denumiri. Structurez, dacă este cazul, capitole, subcapitole, cum cred de cuvință. Și am realizat și cuprinsul, după care trec în zona de preferințe. În zona de preferințe, obligatoriu, trebuie să am grijă la titlu, acesta va fi titlul lecției. Trebuie să am grijă la zona de limbă, aici trebuie să selectez limba română, bineînțeles. La mine, în cazul meu, fiindcă atenție, avem două limbi aici, limba pentru interfață și limba pentru lecție, textul lecției. Limba pentru interfață trebuie să fie română, cea pentru conținut va fi limba pe care o folosiți dumneavoastră. Pentru colegii, că am o întrebare, colegii care realizează lecții în limba maghiară, puteți, bineînțeles, să folosiți și limba maghiară, atât pentru interfață, cât și pentru conținut. Nu avem o problemă cu acest lucru. Aici nu mai fac acum niciun fel de modificări, însă mă interesează foarte mult zona de metadate. La zona de metadate, v-am spus, autorul este obligatoriu, imaginea reprezentativă, coperta pe care o folosesc, de asemenea, trebuie să fie acolo în mod obligatoriu. Haideți să pun cărticica asta de aici. Așa. După care ne reamintim ce am citit în regulament. Am spus că trebuie să avem în zona aceasta de text informații cu privire la destinația lecției. Orice câmp introduc de aici, acesta are un titlu și un conținut. Pot să-i spun destinație, de exemplu. O să pun aici o literă mare. Scriu fizică, clasa 8. Cu mai mult sau mai puține cuvinte. Important este să bifez că am pus acolo destinația. Obiective. În afară, puteți să nu puneți obiective, să puneți competențe vizate, orice altceva și scriu obiectivul 1, scriu obiectivul 2. Normal că acolo trebuie să scriu un conținut, ceva ce îmi propun. În momentul în care dau click pe cuprins, acesta apare imediat, nu trebuie să-i puneți decât un titlu. Iar la cuvinte, la fel, trebuie să am un nume, pot să nu pun nimic acolo la nume. Important este să pun cuvintele cheie pe care le doresc. Cheie 1, cheie 2 și așa mai departe. Da?
Să presupunem că am făcut aici, mi-am făcut toată treaba în zona aceasta de metadate, mi-am pus cele 5 cuvinte cheie, am cuprinsul, am obiectivele, am destinația, am nume de lecție, am nume de autor și am și o copertă. O rugăminte, un sfat, o recomandare, nu mai puneți acolo la numele autorului și numele școlii. Numele școlii îl putem pune în text mai jos. Lecția a fost realizată de. N-am absolut nicio problemă. Puteți să scrieți orice în zona de metadate. De asemenea, eu nu recomand să scrieți acolo înv, punct sau prof sau alte chestiuni de genul acesta, fiindcă de obicei pe un manual, pe o carte, pe ceva, se pune numele persoanei și nu și titlurile corespunzătoare. Eu ar trebui să scriu profesor universitar, doctor, inginer, fizician. Ar fi sunat minunat. Asta așa, ca și distracție. Bun. După ce am terminat toate aceste lucruri, iarăși mai fac o pauză, îmi cer scuze. Vă rog frumos, în special în zona de titlu, verificați modul în care scrieți, fiindcă știu, ne grăbim și eu fac multe greșeli, însă nu ne oprește nimeni să mai verificăm o dată și să găsim cuvinte scrise greșit, să găsim elemente de tehnoredactare. Atenție, întotdeauna, după o virgulă, trebuie să urmeze un spațiu. Calculatorul ăsta este un instrument fără minte. Lecție certificat realizator. Calculatorul interpretează tot textul acesta ca un singur cuvânt. El, dacă nu are un spațiu, el nu-l separă ca fiind mai multe cuvinte. Și atunci o să fie destul de greu de manevrat materialul. Dacă pun spațiul ăla care este normal și nu cum l-am pus aici înainte de virgulă, ci după virgulă, atunci el vede acolo trei cuvinte. Da? Ok, am redenumit, am pus un nume mai frumos. Este zona care se vede de la început. Ca să nu mai spun că am lecții la care numele autorului era scris greșit, îl căutam prin bibliotecă și nu-l găseam absolut deloc, deși îmi spunea că are lecția acolo. Și da, era lecția, numai că își scrisese numele greșit și atunci, normal, motorul de căutare nu-l găsea. Bun. În punctul acesta ar trebui să mă duc la exportă și să public în bibliotecă. Înainte de a face lucrul acesta, luați-vă 5 minute și parcurgeți lecția, apăsați butonul de vizualizare, înlăturați protecția, așa, și apucați-vă și vedeți pas cu pas ce este bun, ce nu este bun, ce funcționează, citiți textele, încercați să identificați greșelile, că pentru dumneavoastră o faceți, da? Eu am să parcurg repede, le-am pus într-o ordine complet dezordonată, dar nu asta este important. Ideea este că să-mi fac și propria evaluare. Ia să vedem ce spunea regulamentul. Trebuie să am minim 5 imagini. Le număr, am 5 imagini. Aici am una, aici este încă una, două, trei și cu una, patru. Mă mai duc, aici am 5 cu aceasta. Perfect, totul este în regulă. Am rezolvat-o. Mai departe, trebuie să am 3 elemente interactive. Aici n-am niciunul. Aici am. Aici este o aplicație introdusă dintr-o altă platformă. Verific dacă funcționează. Funcționează. Deci am o aplicație. Aici am încă un filmuleț. Deci două. Aici am niște acordoane. Funcționează și acestea. Trebuie să mă uit în ele să văd dacă n-am uitat pe acolo vreun text implicit, mă uit la titluri dacă nu sunt elemente implicite, uneori găsesc texte implicite, trage
o pictogramă din partea stângă sau cum scrie acolo. Aici mai am încă un element interactiv, deci mi-am îndeplinit cele trei condiții. La chestionar am trei întrebări sau nu? Întrebările funcționează? Întrebați-vă și acest lucru. Sunt bifate răspunsurile corecte? Rezolvați dumneavoastră chestionarul, fiindcă am găsit, din păcate, chestionare greșite în mod flagrant. Și asta nu fiindcă profesorul nu știa răspunsul corect, ci pur și simplu când a realizat chestionarul a bifat greșit varianta corectă de răspuns. Aici ăsta este răspunsul în paralel, funcționează. Aici este de la minus, nu de la plus, da, funcționează. Trebuie să lumineze ca înainte. E ok. Am trei, sunt alea care trebuie, e perfect. Mai am aici un element interactiv, am văzut undeva, o fereastră pop-up, îi dau click și, surpriză, văd că aici mi-a rămas, scrie un titlu. Este un motiv suficient ca lecția să fie întoarsă, să nu fie validată, și atunci mă duc frumos înapoi în secțiune unde am problema și editez. Pun titlu aici. Curentul, nu contează ce pun. Important este că nu o să mai îmi apară acel element implicit. Mă întorc înapoi. Mă duc din nou în modul de vizualizare. Mă duc. Gata, ai vorbit destul. Acum mă duc, văd. Da, într-adevăr, nu mai mi-apare acolo elementul respectiv. Da? Deci cam astea sunt. Nu este complicat. Dacă întâi am învățat să fac o lecție, nu vă repeziți la certificat până când nu vă faceți un pic mâna să învățați să faceți niște lecții. Și după aceea verificați cu atenție lecția. Și iarăși foarte important, din păcate, trebuie să învățați să faceți supra scriere dacă vreți. Nu e obligatoriu. Puteți să ștergeți lecția din bibliotecă și să o publicați cu altă adresă, dacă nu aveți alte constrângeri. Am, de asemenea, o rugăminte mare, mare de tot la unii dintre dumneavoastră. Sunt, din păcate, utilizatori care au 3 sau 4 variante ale aceleiași lecții în bibliotecă. Ștergeți variantele care nu mai sunt corecte. Li s-a spus să corecteze o lecție, au făcut-o pe a doua. A trebuit să o corecteze a doua, au făcut-o pe a treia și așa mai departe. Cele care nu mai sunt conforme, ștergeți-le. Ele diferă de obicei prin cât un element din ăsta pe care uitase autorul, a pus obiectivele și are deja o nouă lecție. Da? Bun, cam atât despre chestiunile acestea. Sunt multe de discutat și o să le mai discutăm, bineînțeles, și, și cu alte ocazii, fiindcă sunt foarte multe, foarte multe întrebări în lista pe care am primit-o de la dumneavoastră. Unele dintre ele mai tehnice, altele legate de platformă, pur și simplu, și am să încerc să vă răspund foarte rapid. Cum pot crea lecții pe bază de șablon? Lecțiile pe bază de șablon, aveți tutorialul corespunzător, evident, în Livresc. Pentru cei care nu știu, în Livresc, în YouTube, pardon, în YouTube, dacă dați căutare Livresc, veți găsi canalul nostru la care vă sfătuiesc să vă abonați. Avem peste 1300 de abonați în acest moment. Sunt peste 100 și ceva de tutoriale, seminare înregistrate și așa mai departe. Și e aproape imposibil să nu găsiți răspunsul la orice întrebare aveți. Aveți și un tutorial despre utilizarea șabloanelor, dar vă arăt și cum se utilizează un șablon. Avem două variante. Varianta în care utilizez un proiect
șablon și lucrez direct pe acesta și n-am decât să mă duc în organizator, mă duc la șabloane, îmi aleg proiectul pe care doresc să îl folosesc ca șablon, am posibilitatea să văd cum arată acesta înainte, îi dau pe vizualizare, văd cum arată și mi-l aleg pe cel pe care îl doresc, în funcție de paletă de culori, în primul rând, și de structură. Să spunem că îl vreau pe acesta, nu am decât, dacă l-am ales, să îi dau click pe butonul de duplicare. Asta ce face? Îmi face o copie, un duplicat al acestui proiect în zona mea de resurse. Și o găsesc aici, copie după acesta. Este proiectul pe care l-am văzut, îl redenumesc lecția mea și în momentul acesta e al meu. Fac ce vreau cu el, mă apuc și le editez, schimb aici numele lecției, pun numele pe care îl doresc, schimb imaginea de aici, o alta pe care eu am gândit că ar fi utilă. Am luat o imagine la întâmplare, să spunem aceasta, și tot așa. Înlocuiesc filmele, modific, șterg ce nu am nevoie. Trebuie să aveți grijă că unele elemente implicite se regăsesc și în zona de metadate, de exemplu șablon. Nu vă spun la câte lecții am găsit la metadate textul de aici. Acesta este un șablon livresc și poate fi utilizat și așa mai departe. Da? Sau la cuvinte cheie, just together și șablon și toate celelalte. Bun. Deci eu trebuie să înlocuiesc practic tot ce n-am nevoie, șterg. Aceasta este o variantă în care pot să folosesc dacă vreau să fac direct un proiect. În situația în care vreau să folosesc o secțiune, secțiunea respectivă o pot duplica exact la fel cum am făcut cu proiectul. Lecția mea o să șterg de aici ca să nu mă încurc de ea mai târziu. Deci revin. O secțiune la fel din șabloane pot să-i dau duplicare și îmi realizez secțiunea în organizator sau vreau să introduc într-o secțiune la care lucrez un șablon, nu e absolut nicio problemă, am secțiunea la care deja lucrez și trag butonul de șabloane de aici, din partea stângă jos, butonul acesta, l-am tras în interiorul secțiunii, îmi selectez secțiunea pe care vreau să o folosesc, îi dau inserează și respectiva secțiune va fi inserată în secțiunea la care eu lucrez și pe care o pot edita mai departe așa cum am nevoie. Bun, altă întrebare. Care este cea mai bună lecție de pe livresc învățământ primar? O întrebare distractivă pentru mine. Vă imaginați că aș putea să vă spun, să dau un răspuns la această întrebare? Vă invit însă să faceți altceva. Nu știu unde am eu biblioteca livresc pe aici. Cred că nu o am deschisă, nu-i nimic. Vă invit să vă uitați pe cât mai multe lecții și să dați cât mai multe voturi acestor lecții, fiindcă în felul acesta clasamentul se va face de la sine. În momentul în care veți dori să vedeți lecțiile care sunt apreciate cu 5 stele, le veți găsi doar pe cele cu 5 stele și veți hotărâ ce lecție este mai bună decât alta. Cum se realizează o lecție pentru predarea online? Aveți multe exemple în tutorialele livresc și săptămâna trecută am vorbit despre cum se realizează o lecție livresc. O lecție livresc se poate folosi nu numai pentru predarea online, se poate folosi și pentru predarea față în față. Eu sper ca de pe 8 să începem față în față.
pentru predarea online, lecția se realizează la fel ca și pentru predarea față în față, să știți, fiindcă principiile sunt aceleași. Dacă mai creăm alte lecții, ele vor fi evaluate pentru a obține certificatul. Noi nu le evaluăm automat. Noi ce evaluăm? Evaluăm la solicitarea dumneavoastră. Îi puteți folosi o dată pe an, 3 dintre lecțiile realizate pentru a obține un nou certificat. Cine l-a obținut în 2020, mai poate obține unul în 2021, adică anul acesta. Lecția online respectă etapele unei lecții obișnuite. Atenție, noi ce facem aici cu Livres, nu este, îi spunem lecție, dar nu e o lecție. Este un suport de predare sau un suport de învățare, depinde ce doriți dumneavoastră să fie. Dacă este suport de predare, atunci eu ca profesor îl folosesc în procesul de predare pentru a exemplifica niște lucruri, pentru a le avea scrise și copiii să și le poată nota. Dacă sunt la clasă, la fel, același lucru în procesul de predare, le arăt un filmuleț, facem împreună un chestionar, vedem o galerie de imagini. Dacă lecția este gândită ca suport de învățare, atunci eu dau copilului, dau adresa copilului și copilul acasă o parcurge, astfel încât să găsească în ea toate informațiile legate de un anumit subiect. Așa, deci nu putem vorbi despre etapele unei lecții obișnuite. Am văzut la foarte multe lecții scris captarea atenției, chestiuni de genul acesta care țin de un plan de lecție, nu țin de o lecție. Nu. Lecția aceasta este pentru copil. El nu trebuie să conțină acele elemente pe care noi le punem într-un plan de lecție. Cum aș putea deveni creator de lecții livresc? Păi simplu, vă faceți contul și după aceea vă apucați de lucru. Nu o să fie foarte ușor la început, trebuie să studiați un pic, să vedeți cum se realizează o lecție, dar după aceea o să vedeți că este simplu. Se pot crea și lecții pentru învățământul preșcolar? Evident, dacă mergem aici la selecția pe clase, în funcție de clasă, dacă dăm click pe preșcolar, vedeți că sunt 291 de publicații. Dați seama că sunt multe. Cum îmbinăm metodele tradiționale cu cele moderne? Asta depinde de profesor, de talentul lui, de disciplină, de nivelul de studii. Eu mă simt flatat că am foarte multe întrebări din acestea legate de zona psihopedagogică, dar aș vrea să mă limitez deocamdată la partea tehnică. Cum procedez ca cel la care am trimis linkul lecției să o poată vizualiza de mai multe ori? Nu știu, doamna Helen, dacă sunteți aici. O lecție poate fi vizualizată de ori câte ori dorește utilizatorul respectiv. Dacă vreau să o văd ca la început, de fiecare dată, avem posibilitatea să ștergem activitatea dintr-o lecție. Care ar fi logica? Atunci când parcurg prima dată o lecție, ea lasă niște urme în calculatorul meu, niște informații. De exemplu, toate barierele o să apară doar la prima vizualizare, la a doua vizualizare nu mai apar barierele respective. Și atunci aș vrea ca să văd respectivele bariere și când parcurg a doua oară lecția. Iată, dacă am o lecție pe care am mai vizualizat-o în raftul meu, poate să fie lecția mea sau altcuiva, observați aici un coș de gunoi. Șterge activitatea pe care ai efectuat-o în această publicație. Eu dacă dau click pe butonul acesta, acum când deschid lecția, este ca și când aș vedea-o prima dată. Am șters din calculator toate informațiile legate de activitatea mea în cadrul lecției, deci o să văd toate barierele, o să parcurg îndată toate chestionarele, totul ca și cum aș lua-o de la început. În plus,
Aici, în zona de preferințe, doamna a bifat că nu, nu e nicio problemă. Avem, haideți să caut o altă lecție. Haideți să vedem pe asta. Da? Deci asta este lecție făcută de mine, nu e nicio problemă. Am coșul de gunoi, pot să șterg activitatea pe care am efectuat-o în această publicație. Sau în zona de aici, la preferințe, avem un alt buton de resetează progresul. În momentul în care am resetat progresul, progresul în acest curs va fi șters și procesul este ireversibil. Adică am șters din calculator toate informațiile legate de faptul că eu am mai parcurs această lecție de 15 ori. Da? În felul acesta pot să resetez progresul. Însă o lecție poate fi văzută pe linkul respectiv de nenumărate ori. Așa cum vă duceți pe o aceeași pagină de internet de Enor, la fel mergeți și în orice curs. Mai departe, de ce pare atât de complicată crearea unui material lecție în platforma Livresc? Cuvântul cheie în întrebarea dumneavoastră este pare. Pare atât de complicată, fiindcă eu le spun copiilor mei la fizică același lucru. Orice lucru pe care nu-l știu este greu sau complicat. Orice lucru. În momentul în care îl cunosc și l-am exersat, el nu mai este greu, nu mai este complicat. Deci, pentru a putea să nu mai fie crearea complicată, trebuie să vă apucați să faceți una, două, trei și o să vedeți că lucrurile nu sunt atât de complicate cum par la prima vedere. Lăsând gluma la o parte, nu are cum să fie simplu, fiindcă nu este un instrument cu ajutorul căruia să se realizeze un element unic. Sunt foarte multe funcții, foarte multe posibilități, tocmai datorită faptului că este destinat unei varietăți foarte mari de utilizatori. El poate fi utilizat din învățământul preșcolar până în învățământul universitar și chiar mai departe. Poate fi utilizat la orice disciplină, în orice limbă și toate acestea nu pot fi făcute decât cu un instrument complex. Dar complexitatea este relativă, fiindcă dacă înțelegem principiile de lucru, după aceea le putem folosi ușor. Cum pot realiza activități pentru copiii preșcolari? Uitați-vă la lecțiile pentru preșcolari și o să găsiți multe informații. Doamna Crișan, contul gratuit a expirat, am deja două lecții publice, se reactivează dacă refac contul? Da, refăceți-vă contul și dacă aveți probleme, scrieți-mi și o rezolvăm. Doamna Vlonga, trimiteți-mi... Partajați-mi problemele pe care le aveți, v-am spus și pe mail, da, vă arată un cod de eroare, se mai întâmplă lucrul acesta, motivele pot fi diferite. Se poate întâmpla ca la o lecție să apară o problemă legată de cache, de informațiile pe care programul le păstrează, dacă se alterează informațiile respective, atunci dă eroare. S-ar putea să aveți o resursă cu probleme, o imagine sau altceva. Da? Am nevoie de mai multe informații, fiindcă altfel n-am cum să-mi dau seama. Ce este deci, Livresc? Nu vă supărați că intervin. Atunci când îmi dă eroarea respectivă și eu iau iarăși și fac eu separat față de... Iarăși mă lasă să editez. O să vorbim eventual la telefon ca să nu... Da, vă rog, fiindcă... Da. Deci mă las într-o anumită situație, mă lasă să editez, în alta nu. Dar, cum ați spus dumneavoastră, încă nu sunt ordonate și clar că calculatorul mă atenționează să fiu mai ordonată. Da. Ok. Vă spuneam ce este Livresc, o întrebare simplă și la obiect. Și eu la fel am să vă răspund. Este o platformă de creare de conținut educațional interactiv. Cum devin creator de soft educațional? Simplu, vă apucați să faceți lecții cu ajutorul Livresc. Doamna Pruteanu mă întreabă când va intra
în posesia certificatului, are o lecție deja omologată. Doamna Puteanu, eu am căutat, dumneavoastră n-ați făcut n-ați solicitat. De fapt, stați așa, despre ce certificat, dacă e vorba despre certificatul de omologare pentru lecția dumneavoastră, doar o secundă să verific, el ar fi trebuit să plece, fiindcă doar noi au plecat certificatele pentru lecțiile la care am primit până acum, avem omologare. Doar o secundă. Doamna Pruteanu, da? Ia să văd. Doamna Pruteanu. Păi certificatul ați primit, da? Cred. Verific acum și mail-ul. Da. Căutați prin spam, doamnă, fiindcă l-aveți, vi l-am trimis. Aveți mail-ul prin care v-a fost trimis certificatul. Dacă e vorba despre acest certificat de omologare, nu cel de creator. De la creator nu ați cerut un astfel de certificat. Când începe grupa 16? Mai sunt locuri? Întrebarea corectă este când începe grupa 17, fiindcă la grupa 16 s-au terminat și cursurile. Grupa 17 începe pe data de 3 februarie. La ora 18 și, din câte știu, astăzi mai erau locuri. Nu știu câte să vă spun exact, dar căutați pe site și găsiți informații despre înscrierea la grupa 17. Bun, mai departe. Nu reușesc să modific cele 3 materiale publicate. Am nevoie de mai multe detalii, de ce nu reușiți să le modificați. Cum pot crea lecții în platformă, am văzut. Dacă putem primi înregistrarea pe e-mail sau o sinteză video. Nu aveți o sinteză video, aveți integral seminarul pe YouTube, toate seminarele. Cum adaug într-o lecție livresc o sursă din WordWall? Am arătat de mai multe ori, dar nu e nicio problemă, vă mai arăt o dată. Iată, am să pun aici, am pus un rând cu o celulă în care pun o resursă de tip text, deschid o pagină WordWall, îmi aleg resursa, ideal ar fi să fie una realizată de dumneavoastră. Așa. Aici avem mai multe rute pe care putem să ajungem la zona de interes. Avem aici butonul de share în partea de jos sau avem aici butonul de embed. Amândouă duc practic în același loc. Butonul de integrare, de inserare. Copiez linkul iframe pe care l-am aici, codul iframe pe care l-am aici, l-am copiat. Mă întorc în editor, dacă mă lasă, așa, dublu click, dau acum click pe butonul de sursă, iată codul HTML de care vă spuneam, Ctrl V, am scris și am dat OK. Și în acest moment am inserat în secțiunea mea elementul de acolo, înlătur protecția, am înlăturat-o și aștept să se încarce aplicația, iată, e funcțională, nu e absolut nicio problemă.
Ok, mai departe. Cât mai durează eroarea 960? De ce automat sunt modificate cuvinte? Eroarea 960 nu durează, doamnă. Ea rămâne acolo dacă nu este eliminată. Trebuie să vedem motivul pentru care ea apare. De ce automat sunt modificate cuvinte? Ei, aici avem, să știți, o mare problemă, fiindcă sunt multe plângeri pe acest subiect. Livresc nu are un corector automat de text. În schimb, Google Chrome are un astfel de corector automat. Deci chiar browserul pe care îl folosiți are un astfel de corector automat și va trebui să dezactivați corectorul din browser ca să nu vă mai modifice textele. Fiindcă Livresc nu modifică automat textele. Bun, mai departe. Wordle-ul l-am spus. Putem învăța să creăm și softuri? Este o întrebare simpatică. Da, puteți învăța să creați și softuri. Asta se învață la orice vârstă. Noi aici creăm doar softuri educaționale. În cât timp de la depunerea solicitării se acordă certificatele? Dacă vorbim despre certificatul de creator de software educațional, răspunsul la solicitarea dumneavoastră îl primiți undeva în una, două săptămâni. În principiu mai puțin de 10 zile, dar depinde de cât de aglomerați suntem. După aceea noi vă spunem dacă îl primiți sau nu, sau ce aveți de modificat. Dacă vorbim de certificatele de omologare din partea Ministerului, aici timpul de așteptare este de la 3 luni la oricât. Din păcate nu avem control. Avem solicitări depuse din septembrie anul trecut, la care încă nu avem răspunsuri. Când vom primi certificatele? Aceeași întrebare. Despre care certificat este vorba? Toate certificatele pentru omologarea lecțiilor au plecat, pentru lecțiile omologate de minister la care am primit răspuns. Pentru certificatele de creator depinde, am spus, iarăși de etapa în care vă găsiți. Acordarea certificatelor de creator Livresc pentru lecții realizate în limba maghiară. Am dat deja, să știți, certificate pentru lecții realizate în limba maghiară. Mulțumim pentru sugestie să punem în lista de discipline religia reformată. O să vorbesc cu colegii. Noi am luat lista aceea de discipline de pe site-ul Ministerului și probabil că ori am ratat-o noi, ori nu există acolo. Care sunt instrumentele care pot fi introduse în Livresc? Păi instrumentele pe care le putem introduce în Livresc sunt cele pe care le are Livrescul și pe care le vedem aici. Putem introduce text, imagini, clipuri audio, video, galerii de imagini, chestionare, aplicații de orice fel, realizate pe orice platformă care permite partajarea. Putem pune atașamente, resurse acordeon, resurse tab, etichete, bariere și asistenți, mesaje. Deocamdată. În timp o să mai apară și altele. Cum motivezi elevii în școala online? Greu, v-am mai spus și asta. Dacă se mai pot omologa lecții, da, în fiecare lună, v-am spus, pe 10 ale lunii, noi strângem ce s-a adunat până la momentul respectiv și trimitem la minister. Ce cursuri noi are Ascendia pentru acest an? Vă pot spune două cursuri planificate, gândite, la care lucrăm în momentul de față. Un curs este de elemente de proiectare pentru o lecție interactivă. Și al doilea este legat de utilizarea avansată a funcțiilor Livresc. Avem cursul de bazele utilizării și o să avem și un curs cu funcții avansate, respectiv am spus
cursul pentru de bazele sau de elemente de proiectare de lecții interactive. Cum creezi o lecție care să fie omologată de minister? Avem un tutorial care vă povestește aceste lucruri. Din păcate nu mai am timp acum. Prețul acestui seminar zero. Da, o întrebare iarăși care mi-a plăcut și era cât pe ce să se califice pentru întrebarea zilei. Care ar fi cea mai rapidă în săptămâna de vacanță? Evident, metodă de recuperare a energiei după aproape un semestru online. Domnul Toma, mulțumesc pentru întrebare, mulțumesc pentru prezența la fiecare seminar. Nu o să vă spun că cea mai bună metodă de recuperare e să faceți lecții online. Cred că cel mai bine este ca o săptămână să încercați să stați departe de calculator. Nu o să reușiți, dar ne putem propune acest lucru. Doamna Barb ar dori un model practic de predare online. Da, ar fi o idee interesantă, dar din nou intrăm în altă zonă decât zona tehnică. Mi-ar place să fac asta, însă nu aici la Scendia. Noi ne ocupăm de partea tehnică, dar eu particip la multe întâlniri ale cadrelor didactice, cercuri metodice, la CCD-uri și așa mai departe. Vin, dacă mă invitați, fără probleme, în funcție de agenda mea și putem să discutăm aceste subiecte acolo, cu astfel de ocazie. Câte lecții sunt necesare a fi create în cursul unui an? Dacă vorbim de actualizarea licenței, cum am spus, 3 lecții în zona publică, asta este minim. Cu cât realizați mai multe, cu atât mai bine. Doamna Curelici ne întreabă dacă vom relua cursurile. Păi cursurile le-am reluat, am făcut 2 serii deja anul acesta, 2 sau 3, nu mai știu câte. 2. Așa, și urmează a treia de săptămâna viitoare. Cum atașez filme? Atașarea filmelor este foarte, foarte ușoară. Am să șterg resursa asta ca să nu mai se învârtă aici. Avem resursele de tip video pe care le aducem undeva aici. Dublu click, schimbă video și luați sau filmul din calculator sau îi dați adresa de YouTube sau Vimeo sau de altă platformă pe care se găsește filmulețul și l-ați introdus în lecție. Atenție, le introducem în lecție, nu le atașăm. Dacă există o platformă unde se cumulează toate materialele create, ați văzut biblioteca, v-am arătat-o, nu putem spune că se cumulează toate materialele create, vorbim doar despre vorbim doar despre lecțiile pe care profesorii le propun colegilor pentru vizualizare, ele devin resurse educaționale deschise. Din nou, despre costurile seminarului nu sunt. Cum distribui conținutul creat în livresc? Aveți pentru fiecare lecție, dacă este în bibliotecă, linkul acestei lecții. Iată, dacă dau click pe această lecție, am aici această adresă sau o găsesc aici, o copiez de aici. Oricine are acest link poate să vadă lecția. Dacă lecția este în raftul propriu, același procedeu se urmează sau în momentul în care realizez lecția, o export în propriul calculator și de acolo o distribui în formatul de arhivă sau o dezarhivez, nu are nicio importanță. Îmi cer scuze, nu o să pot răspunde la toate întrebările, mai sunt câteva. Am să mă opresc aici și dacă mai aveți dumneavoastră niște întrebări, o să mă uit foarte repede la ce mi-ați spus în chat, să văd dacă am aici niște întrebări.
Mulțumesc mult pentru urări. Cineva m-a întrebat dacă poate să facă cele trei lecții la module diferite pentru certificat. Pe noi nu ne interesează domeniul. Pe noi ne interesează doar lecția din punct de vedere tehnic. În principiu puteți să faceți una de matematică, una de română și una de engleză sau de religie. Noi nu avem nicio problemă cu asta. Da? Deci puteți faceți liniștit la ce module doriți. Din nou întrebarea, cum obținem certificatul? V-am spus, dacă e vorba de certificatul de creator de software, trebuie să aveți cele trei lecții, ne scrieți la adresa creator@libres.com, ne trimiteți acolo cele trei link-uri și o adeverință de la școala la care lucrați. De ce nu pot insera o barieră după un exercițiu creat pe Learning Apps? Fiindcă dumneavoastră introduceți elementele de pe alte platforme într-o celulă de tip text, iar celula de tip text nu este un element interactiv. Livresc nu vede aplicația respectivă ca un element interactiv și de aceea bariera nu poate fi comandată de aplicația realizată în Learning Apps. Așa. Uitați-vă, dacă nu vă lasă să treceți mai departe, uitați-vă la resursa interactivă aflată deasupra aplicației. Următoarea resursă interactivă, aceea vă blochează, nu aplicația Learning Apps. Sau depinde cum ați introdus Learning Apps în aplicația în lecție. Dacă îmi trimiteți mai multe amănunte pe mail, am să vă pot ajuta. Până când trebuie trimise cele trei lecții pentru obținerea certificatului de creator de software, nu avem termene limită, depunerea e continuă, eliberarea certificatelor este continuă. Da, și profesorii care predau în limba maghiară sau în limba germană sau în limba turcă sau orice altă limbă pot obține un astfel de certificat. Și am acordat deja astfel de certificate. Da, am înțeles ce spuneți, că nu puteți spune. Într-adevăr, acolo unde se justifică, nu este necesar să puneți limba română, puteți spune limba maghiară. Noi am pus asta de ce? Fiindcă în varianta implicită limba era engleză și toate lecțiile erau acolo în limba engleză și mesajele transmise de platformă erau în limba engleză. De aceea am pus acolo condiție de limba română. Puteți să puneți limba maghiară fără niciun fel de probleme la limbă. Dacă trebuie să notăm sursa pentru fiecare imagine, nu, evident, fiindcă sunt imagini care sunt oferite gratuit, fără să fie nevoie să certificați sau să prezentați sursa. În ceea ce privește bibliografia, iarăși, nu este neapărat necesar, depinde de ce anume aveți pus în materialul respectiv. Nu uitați că este o lecție care se adresează în primul rând copiilor. Așa. Dar nu strică niciodată să puneți o bibliografie. Da, într-adevăr, etapele lecției, atunci când folosesc o lecție ca suport de predare. Este normal că eu o fac în așa fel încât să acopere acele etape. Adică la început le fac o recapitulare, după aceea le prezint informații, după aceea exemple care să fundamenteze informațiile, chestionare și așa mai departe. Dacă pot fi luate în calcul clipurile video pentru elementele interactive, da, vă repet, haideți să ne uităm aici la elementele interactive pe care le avem la dispoziție. Cele care, pe care trebuie să le aveți, cele trei minim, sunt audio, video, galerie, chestionar nu că el este separat, aplicație, acordeon, tab, etichetă. Și când vorbesc despre aplicație, vorbesc și despre aplicațiile realizate pe alte platforme. Ce nu este, ce excludem,
excludem textul, care nu este interactiv, excludem imaginea, care nu este interactivă, excludem chestionarul, fiindcă acesta este tratat separat. Iar bariera nu este un element de conținut, este practic o modalitate de a dirija parcurgerea lecției, nu este un element interactiv propriu-zis. La fel și mesajul, asistentul. Așa. Putem împrumuta de pe internet, YouTube, videouri educative? Nu le împrumutați, doamnă, pur și simplu le vizualizați pe YouTube. YouTube asta este o platformă pe care dumneavoastră vizualizați. Ori dați click pe un link pe YouTube și vă uitați la filmulețul respectiv, ori faceți lucrul acesta în livresc, este exact același lucru. Deci puteți să puneți fără probleme link-uri către materiale video de pe YouTube. Doamna Bart ne spune că a încercat să-și facă un cont academic și nu apar în calitate de membru. Trimiteți-mi un e-mail și verific să văd despre ce este vorba. Da, domnul Toma ne spune că și Edge are funcția de autocorect. E posibil, eu nu l-am folosit, nu-l folosesc. Câte lecții trebuie să facem pentru a fi omologate de MEC? Păi lecțiile pentru omologarea MEC depinde de dumneavoastră câte propuneți. Una, două, trei, cinci, câte vreți dumneavoastră. Dar pentru a ajunge să le propuneți, trebuie ca mai întâi să aveți certificatul de creator de software educațional, deci să faceți cele trei lecții din bibliotecă. După aceea puteți propune oricare din lecțiile respective pentru omologare MEN, pe toate, faceți altele, nu e nicio problemă. Da, întâi trebuie obținut certificatul de creator, după care puteți cere omologarea a lor sau altor lecții de către minister. Am ajuns deja la mulțumiri. Care este rolul etichetei pentru data viitoare? Poate. Așa. Am să mai închid niște microfoane. Da, toți cei care au parcurs cele 5 module de curs și din diferite motive nu au apucat să trimită lecția de finalizare, toți, repet, puteți să trimiteți în continuare lecția respectivă, îmi spuneți în ce serie ați fost și puteți obține certificatul de finalizare, diploma de finalizare. Da, pentru omologarea de către Ministerul Educației se plătește o taxă pentru fiecare lecție. Este o taxă care acoperă costurile noastre administrative în activitățile de comunicare cu minister. Ok, am ajuns la sfârșit cu întrebările. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența în această seară. Mă bucur că am putut să stăm de vorbă, chiar dacă a durat un pic mai mult acest seminar. Nu este o problemă. Vă aștept din nou marțea viitoare și până atunci vă urez multă sănătate și spor în tot ceea ce faceți.